A spus că da, doază. Păi dacă se tergiversează prea mult până semnează aceste hârtiri, vor fi obligați ca represalii să împuște sau să execute peste 1000 de studenți la mințină care erau deja arestați și pădați prin închisoare la București. Palatele regale au străbătut un veac agitat. Ocrotite de pronia cerească în primul și al doilea război mondial, reședințele regale n-au scăpat în comunism de jaful și urgia confiscărilor după detronarea majestății sale regale Mihai I al României. Jaful a fost făcut de instituțiile patronate de stat și care cumva erau coordonate de Ana Paucăr, Vasile Luca și Gheorghe Gheorghiu Dej. Memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Dosarul Îmbogățirea. Sâmbătă de la ora 16 la TVR2.